Ce Nu ar trebui să mai facem astfel încât să prevenim um, o explozie a virusului și o manifestare neplăcută a sa? Bun. Am să mă repet da. în condițiile acestea. Spuneam că educație. Educație e foarte importantă. Debutul vieții sexuale să nu se facă prea devreme. Limitarea partenerilor sexuali este important. Utilizarea prezervativului. Acum nu utilizez prezervativul neapărat pentru HPV, îl utilizez cu multe alte beneficii, dar utilizarea prezervativului. Vaccinarea este foarte importantă, să se efectueze vaccinarea la vârsta ideală, 11-14 ani, și mai apoi vizita periodic, periodică la medicul ginecolog cu investigațiile despre care am vorbit. Consult, Papa Nicolau, testare HPV, când este cazul colposcopie. Practic, cam aceștia sunt pașii și Sigur stilul de viață sănătos despre care tocmai vorbeam.